România ar putea rămâne fără subvențiile la încălzire pentru că țara noastră a ajuns în atenția Comisiei Europene. În prima fază, guvernul a decis să prelungească schema de plafonare compensare pentru prețul la gaze naturale până în primăvara anului viitor. Cu toate acestea, Comisia Europeană face o analiză asupra schemei de plafonare compensare pentru prețul la gazul natural din România pentru a înțelege mai bine această formă de ajutor pe care guvernul o oferă în contextul în care criza energetică a trecut, iar prețurile europene au revenit la normal. La momentul actual, România este singura țară din Europa care încă beneficiază de schema plafonării prețului la gaz. Dacă se dovedește că România a încălcat legislația, iar schema plafonării prețului pentru gaze va trebui anulată, românii se vor confrunta cu facturi mai mari.